După reluarea meciurilor oficiale la juniori, la sfârșitul acestei săptămâni vor reveni pe gazon și seniorii care evoluează în competițiile organizate de Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara. Primele jocuri care se dispută fără restricțiile impuse de pandemia de COVID-19 sunt cele din etapa a doua a fazei județene din Cupa României. Ne bucurăm în primul rând că în momentul acesta am revenit la condițiile de organizare a jocurilor înainte de pandemie. Jucătorii nu mai sunt supuși testării, toate restricțiile acelea s-au anulat. Săptămâna trecută am reluat competiția la categoria U15 la junior. Săptămâna aceasta vor relua competițiile atât pentru U13-U11, cât și cele mai așteptate jocuri de seniori din Cupa României. Avem programate 3 jocuri, Zarandu Crișor cu Șurmu Băița, Măgura Pui cu Minerul Rican și al treilea joc care nu se dispută este între Țara Hațegului Retezatul Montana 2020 și Victoria Călan. Retezatul Montana Țara Hațegului s-a retras în turul campionatului. Meciurile din etapa a doua fazei județene a Cupei României la fotbal se dispută într-o singură manșă pe terenul echipelor din Liga a 5-a. Partidele Zarandul Crișor, Șoimul Băița și Măgura Pui Minerul Uricani se vor juca duminică 20 martie cu începere de la ora 11. În ceea ce privește campionatele de seniori, atât Liga a 4-a de fotbal Hunedoara, cât și a 5-a se vor relua la sfârșitul săptămânii viitoare.